În audiții a venit cu valul. Acum e aici să face finalul. Aplauze pentru Andrei Cojocaru. Doi. Salut, frate. Și zic așa din nou, băi. O să încep prin a face o glumă urâtă ca să iasă la fel de frumos ca data trecută. E suficient să aibă mușchi sau bani, că te corupe. De-aia mă întreb pe Liviu Vârciu, cine și de ce la... Oricum de data asta o să fiu mai finuț, că tot au zis cu toții, Doamne, uite ce băiat drăguț. A zis de fotbaliști, cântăreți, mafioți și uite-l cât de scump e când își bagă toți. Băi, frate, hai să ne înțelegem. Scrie-mă bine, tot scrie. În primul rând, da, am spus mami. În rândul doi încerc să empatizez cu voi, gândindu-mă la cum trec anii. Dar mami, rămâne mami. Am auzit de la mai multe acrituri, unii au spus de bine, alții că spun multe înjurături. Dar pe filmare oricum e cenzura, ce simplu e. De-aia spun și îmi place cum bipă e. În showbiz nimic nou, probabil știți și voi. Aceleași vagabante, pastilați, curvari, strigoi. Când bat clopotele miezul nopții, un urlet din abis. Morții vii cuprind pământul în frunte cu Viorel Lis. Și mă apucă spumele ca pe Ștefan Bănică dracului, când îi fură Brenciu concertele în sala palatului. Apropo, vorbeam de junior, că nenea Fane, dacă nu-l avea pe senior, acum făcea reclame, băi. După cum știți, IQ-ul societății crește când apare pe TV Tudor Chirilă și vorbește, grăiește. De fapt, el și cânta ce e artist. Știți cum e, nu ești șomer, ești liber profesionist. Totuși, am zis să fiu rău, că prea a stat pătușă și n-a mai auzit nimeni nimic de Mihai Grăinușă. Are un show pe Facebook, dar e așa de străfiat, că dintre el și Huidu nu-ți dai seama care a fost la schiat. În Delia Matac e o bumbană, un bibelou. Știm cu toți cum face ea torc și cum bâțe din popou, că vine vorba de popou. Delia e fată rea, i s-a făcut lămacana chemilă și a făcut piesă cu ea. O să zic ceva răutăcios, ceva major, ca decăderea de la psihedelia la jurata ai umor. Și totuși n-o s-o dau nasol, mă țin ca la rodeo, dar cel mai bun lucru din cariera ei a fost Mateo. Am o pasiune pentru torcituri și mă gândesc că ar fi sublim să reînviem cumva specia Andreea Marin. Dacă îl trimitem pe Bendeac la analize, am avea după fiecare ediție ai umor surprize. O știți pe aia de cânta cu pe partitură Bendeac? Mingea asta a fost în... Ia s-o bag în gură. Și ca formă de respect, ce glumă bună. Sunt curios cum l-ai fi omagiat pe ăla de te-a pictat de-n... Sincer, mi-e dor. De vremurile când jucai în Milionar de Weekend și aveai și tu trei fire de păr, dar de când cu emisiunea o ars cu băieții grei, de-aia Pavlu joacă în umbre și tu tot la împuii mei. M-am tot gândit că n-am deloc burtă și n-am nici gușă, deci nu pot să o dau la fel de bine ca MC Cenușă. Despre Chelu, cum nu-l mai știți pe Ghiță Marian? Ăla de era să-l bată domnul Cătălin Ion Ștefan. Când mă uit la Chelu mă simt ca într-un ospiciu. Îl văd așa ca un fel de zici că puia l-a înghițit cumva păsișu. Te umilește de în priviri și te umple de dragi. Să vezi și tu cum se simțea și el a plantat de copaci. Mihai, chiar tu spuneai că ai fetișuri sexuale. Cum e ăla să-ți oprece gagicile cu picioarele. Și îți propun ceva extrem, dacă te bați, spun doar atâta: Chelu într-o pereche de bocanci. M-am cam întins, dar n-o să dau mai multe duble, că mă tăiați ca pe strofa din preselecții cu Lidia Buble. Și totuși, n-am de gând să intru ca un băderan, adică în sânul problemei că se supără Răzvan. Poate în continuare că ce zic doar ce persoană e frecție la picior de lemn, poate pentru Silviu Prigoană. Dacă v-am atins într-un mod nepermis, credeți-mă că n-am făcut-o decât din adins. Mă înclin. Bă, da, mă. E de departe cel mai bun la asta, bun, de la Ivor. Da? Nu spune. Nu spune. Bun, doi, bun. Și zic așa. Dar recunosc ceva de aici. O să încep prin a face o reverență ca să vadă toată lumea că-s gentil în esență. În ciuda faptului că n-o spun aparențele, dar am de gând să fac măcel fără să-mi las amprentele. De când eram copil m-am educat să detest damele de companie din showbiz românesc, masculin, feminin, aceeași titulatură. Că avem și atâția purtători ilegal de p***.
De la Pepe și Buzuca, gen Popei și Vrăjitoarea. Am evoluat la Nelson și Floricica Dansatoarea. Nu e ce să cere, e ce oferiți. Că dacă nu difuzați, vi se sparge o venă și muriți. Nu mai punem poze fără sutien. Mai o gură, mai o voce, a doua pe refren. Dar m-am săturat, frate, toate zici că-ți facea. Eu aș face un pictorial Cozana Parabancea. Am observat că e la modă ca artist să-ți faci o carieră din a fi invitat profesionist. Apar la emisiuni și stai pe canapea să faci un ban. Zici un ban cum și ajungi ca Andrei Duban. O apă? Am citit o știre și mi-a fost greu să mă convinc. Începe așa: Trei Stariu și Paula Seling. Du-te, bă, dracu, hai că m-ai intrigat. Mă uit mai bine, stai, mă, Seling e scris legat. Aștept nerăbdător cu stand-up-nești de azi. Că-ți prăduci roze și să vezi ce mă umplu de bani. Fii atent, îmi pun țâțe, fac loc discopatiei și iau locul lui Grozan Scaun la Vocea României, băi. Mă tot gândesc întrucișând gorila cu marmota. Oară s-o obțin ceva din regnul Dorian Popa? Ce artist, ce prestații. Grozav a dat la actorie că nu l-a întâlnit pe Victor Slav. Velea, nu te-am uitat că și tu coincizi, micuțule Romica. Ți-o ciuta toat pe steroid, ești atâtica. Când dansezi zici că joci Tananica. Și mă refer la faptul că tu nu tragi de fiare, tragi de fier. Avem artiști, frate, ai de unde alege. Treci de piese pe repeat la radio, da, v-aș pricege. În loc de muzică, vă drame, divorțul, cancan. Situație mai obtuză ca un ghiud între țâțele Andrei Bălan. În sport, meci de box de mare anvergură, Cristi Băureanu versus Bordură. Unii spun că a fost prima oară în acele clipe când a reușit să o facă pe nevastă sa să țipe. Reveni la droguri masculină și cardeală. Gabi Tamaș nu mai e la națională. Măi, Găbiță, ai grijă, nu mai da în bară că nu-ți mai face rost de alt contract, nă și cu Nicu Gheară. O dau cu pace, frate, fără supărare. Nu o dau cu ură, n-am destulă pentru fiecare. Totuși, grijă ce faceți, pe unde mergeți, să nu luați pe picior și să arătați la televizor, băi. N-am venit ca să mă iau de jurați, nici n-o să vă pup în sperând să mă aplaudați. Am început cu o plecăciune și o să termin tot așa. De voi trei nu mai zic nimic, mai dă-vă-n toată stima mea. Mai dă-vă-n toată stima mea.